Este ora 13, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Vă propun pentru emisiunea de astăzi să readucem în discuție o afecțiune de care suferă unul din 10 români, diabetul. Și facem acest lucru tocmai pentru că discutăm despre o problemă reală de sănătate publică. Pentru că de obicei nu doare, mulți pacienți nici măcar nu știu că sunt bolnavi. Acesta este și riscul semnalat de specialiști. Dacă boala nu este diagnosticată și tratată la timp, pacienții dezvoltă complicații extrem de periculoase. Și o să dezvoltăm și subiectul legat de aceste complicații ale diabetului. Pentru început, permiteți-mi să vă prezint invitații mei de astăzi. În platou, cum deja v-am obișnuit, medicul Nicolae Fotin, epidemiolog și specialist în politici de sănătate publică. Bună ziua, bine v-am regăsit! Bună ziua. Vă mulțumesc pentru prezență, ca de obicei. De asemenea, o salut și pe doamna dr. Paula Pavel, este medic primar, chirurgie generală la Spitalul Militar de Urgență din Cluj-Napoca. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor. Bună ziua, bine v-am regăsit, mă bucur să fiu alături de noastră. Asemenea, îl salut și pe domnul dr. Bogdan Florea, este medic primar neurolog, tot în legătură video directă. Bună ziua și dumneavoastră și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, vă salut. Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 Medical. Așadar, boala despre care vom vorbi din nou în această emisiune este diabetul și vom face referire mai ales la complicațiile diabetului. Ați văzut, avem invitații în emisiune medici specialiști cu o mare expertiză în privința acestei afecțiuni și în tratarea complicațiilor diabetului, care nu țin doar de diabetologie. O să vedeți mai târziu de ce spun asta. Domnule doctor Fotin, m-aș adresa dumneavoastră pentru început. Pe scurt, vreau să le reamintim telespectatorilor și să ne explicați puțin ce face, ce înseamnă diabetul. Spuneam în introducerea acestei emisiuni că de multe ori nici nu știm că suferim de această boală care poate duce, din păcate, la complicații extrem de grave. Este adevărat. De cele mai multe ori diabetul este diagnosticat întâmplător. Pe scurt, știm cu toții că diabetul reprezintă un grup de tulburări metabolice caracterizat de creșterea glicemiei, de prezența glucozei în sânge și care este indus de deficite, de defecte ale secreției de insulină sau ale sensibilității organismului la acestea. Este o boală cronică netransmisibilă care apare atunci când pancreasul are sau nu poate produce suficientă insulină sau deloc, sau atunci când organismul nostru nu utilizează într-un mod corespunzător acea insulină. Rezultatul acestor perturbări reprezintă, cum spuneam, o prezență crescută a glucozei în sânge și care, pe termen lung, determină insuficiență de organe și țesuturi și afectarea întregului organism până la urmă. Sigur, el este clasificat de către Organizația Mondială a Sănătății, incluzând aici și condiții de hiperglicemie altele decât diabetul. Știm cu toții sau am auzit de diabetul zahara de tip 1, care reprezintă, de fapt, destrucția unui tip de celule, celule beta de la nivelul pancreasului care secretă insulina. În cazul diabetului tip 1 avem deficit absolut de insulină, de aceea el se mai numește insulinodependent. Diabetul zahara tip 2, care se întâlnește mai frecvent la persoanele adulte și care se instalează prin apariția de obicei a două mecanisme, acela al unei secreții scăzute de insulină și utilizarea necorespunzătoare a acesteia, imposibilitatea de fapt a organismului de a o utiliza. Mai sunt și alte tipuri, diabetul gestațional întâlnit în sarcină, dar care sigur nu trebuie confundat cu graviditatea la o femeie care are deja diabet, și celelalte condiții de hiperglicemie, cum ar fi prediabetul sau creșterea glicemiei bazale sau scăderea toleranței la glucoză, termeni folosiți în aceste clasificări. Pe scurt, toate aceste condiții
însoțite de creșterea glucozei și neutilizarea ei în mod corespunzător, duce la afectarea organismului pe termen lung și apariția de complicații, așa cum vom vedea și astăzi, una dintre ele, neuropatia diabetică. Sigur, complicațiile diabetului sunt multiple de la toate nivelurile, putând determina organopatii cardiace, renale, retiniene, vasculare, nervoase. Dar astăzi vom discuta despre o parte dintre ele. Domnule doctor Florea, sunteți medic primar neurolog. Cum se face că un medic neurolog se ocupă de pacienții cu diabet? Are această boală implicații și la nivelul sistemului nervos? Are, cu siguranță. În diabet există 4 mari complicații: creierul, ochii, rinichii și piciorul diabetic. Când spun picior diabetic, înseamnă atât o componentă vasculară cât și neuropată. Diabetul are această mare filie de a afecta, spre exemplu, nervii periferici sau fibrele subțiri, și una din marile complicații și cea mai de temut este piciorul diabetic. Dacă ne referim la sistemul periferic, primii care sunt afectați sunt nervii cei mai îndepărtați de măduva spinării, de aceea simptomatologia începe cu terminațiile distale de la membrele inferioare. Pe măsură ce boala progresează, se resimt aceste modificări și la nivelul mâinilor. Din păcate, neuropatia diabetică nu doare și asta face ca pacienții să vină târziu la medic, lucru pe care îl resimt toți profesioniștii din domeniul sănătății care depun efort în acest sens. Și atunci când vin deja cu complicații. Pe scurt, nu creierul ne omoară, nu rinichii, nu ochii, ci piciorul diabetic. Aia este cea mai de temut complicație. Faptul că nu doare înseamnă că oamenii nu vin la medic, nu îi îndeamnă nimic să vină la medic. Și conceptul de prevenție și profilaxie, nu vreau să vă rup inima, dar în România e cam slăbuț. Și atunci când vin în cazuri grave, în care se intervine abrupt și sever. Doamna doctor Paula Pavel știe cam ce fel de pacienți, în ce grad de dificultate vin la ea, într-un cabinet de podiatrie sau într-un cabinet de chirurgie, și atunci trebuie luate decizii foarte severe. La nivelul sistemului nervos central, cred că cea mai implicată structură ar fi bariera hematoencefalică. Noi avem creierul protejat cumva de o barieră hematoencefalică. Sună pompos și ni se pare că e un zid așa gros, spune barieră. De fapt, este o membrană care permite permeabilizare în anumite condiții, cum este diabetul. Și atunci toxine din sânge ajung în creier și îl afectează. Nu vorbesc doar accentul vascular cerebral sau lacunarismul sau lacunarismul cerebral și mici accente vasculare cerebrale, ci o permanentă stare de suferință a creierului din cauza toxinelor care ajung în creier și care n-au ce căuta acolo. De ce sunt eu ca neurolog? Pentru că ne-am împuterit în Cluj-Napoca să facem o echipă sub umbrela podiatriei, în care chirurg general, chirurg vascular, neurolog, ortoped, diabetolog, dermatolog, stăm o echipă de oameni concentrați pe pacienții și mai ales pe complicațiile de temut, piciorul diabetic și componentele sale. Felicitări pentru acest lucru, pentru că sunt în țară puține orașe, le putem număra pe degetele de la o singură mână, unde se întâmplă acest lucru. E clar că ține și de birocrație și am mai discutat despre acest lucru în emisiunea 360 în medical. Pentru că vorbim despre complicațiile diabetului, vreau să urmărim în cele ce urmează un interviu realizat de colegii de la 360medical.ro cu un medic diabetolog, mai exact cu doamna doctor Georgeta Inceu. Ne va vorbi despre una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă pacienții cu diabet. Haideți să urmărim împreună interviul. Una dintre cele mai frecvente complicații ale diabetului este neuropatia diabetică. Aș vrea să știm cum apare această neuropatie diabetică și cum este ea diagnosticată. Aș vrea să încep prin a menționa faptul că diabetul zaharat este o boală cronică, progresivă și care, din păcate, ia proporțiile unei epidemii. În lume, una din 11 persoane suferă de această boală, iar la noi, în România, să știți, avem aproape 2 milioane de persoane care trăiesc cu diabet zaharat.
Deși această boală este frecvent silențioasă, deci nu doare, din păcate, în timp, ea poate să conducă la apariția unor complicații specifice. Iar neuropatia diabetică se distinge dintre aceste complicații cronice ca fiind una dintre cele mai prevalente. Ca să ne facem o idee, una din trei persoane, poate chiar două din trei persoane cu diabet zaharat, vor dezvolta această complicație pe parcursul vieții. Aș vrea de asemenea să precizez faptul că neuropatia diabetică poate îmbrăca mai multe forme, deoarece diabetul zaharat afectează toate structurile sistemului nervos, dar forma cea mai frecventă, cea mai comună pe care noi o întâlnim la persoanele cu diabet zaharat este forma periferică, polineuropatia periferică, adică interesarea fibrelor nervoase ale extremităților, de la nivelul picioarelor și de la nivelul mâinilor. Apariția neuropatiei diabetice este strâns legată de controlul glicemic și acest lucru este foarte important de reținut. Adică un control glicemic precar cu valori glicemice ridicate reprezintă unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru apariția acestei complicații. Dezvoltarea neuropatiei diabetice este de asemenea influențată de durata diabetului zaharat și de înaintarea în vârstă. Ca să ne facem așa o idee, peste 80% din persoanele cu diabet zaharat de tip 2 și care au o durată de evoluție a diabetului de peste 20 de ani vor avea o formă sau alta de neuropatie diabetică. Este foarte important să încercăm să o diagnosticăm precoce, să o diagnosticăm din timp, pentru că neuropatia diabetică progresează și poate să conducă la rândul ei la alte complicații, cum ar fi piciorul diabetic sau poate să progreseze spre acele forme dureroase, invalidante, care afectează în mod negativ calitatea vieții pacienților noștri. Diagnosticul este unul relativ simplu. Diagnosticul neuropatiei diabetice este în principal unul clinic, adică se bazează pe o anamneză corespunzătoare, deci pe discuția cu pacientul, pe un examen obiectiv al picioarelor, iar aici insist pe faptul că este de asemenea esențial să descălțăm pacienții, să le dăm jos papucii și ciorapii și pe testarea unor sensibilități. Pentru această ultimă etapă vom aplica niște metode simple, niște metode neinvazive și vom folosi niște instrumente care practic încap în buzunarul halatului nostru. Testăm sensibilitatea la durere, testăm sensibilitatea vibratorie, testăm sensibilitatea presională. Putem de asemenea aplica niște scoruri care cuprind toate aceste elemente pe care eu le-am descris anterior, iar aceste scoruri ne pot ajuta să stabilim un diagnostic corect de neuropatie diabetică. Destul de rar, în formele atipice, este nevoie să trimitem pacientul la investigații și explorări suplimentare, cum ar fi teste de conducere nervoasă sau poate biopsie de nerv sau biopsie cutanată. Poate fi prevenită această complicație a diabetului? Mă bucur că ați atins acest subiect al prevenției, pentru că prevenția ar trebui să reprezinte, de fapt, cuvântul cheie în abordarea terapeutică a persoanelor cu diabet zaharat. În primul rând, putem preveni neuropatia diabetică prin depistarea precoce a diabetului zaharat la persoanele aflate la risc. Și de ce spun acest lucru? Știm foarte bine că pentru fiecare persoană diagnosticată cu diabet zaharat, mai există cel puțin încă o persoană nediagnosticată. Și în această ultimă situație, hiperglicemia cronică netratată va conduce la apariția complicațiilor și implicit la apariția neuropatiei diabetice. Și din nou vă dau niște cifre, aproximativ 20% dintre persoanele nou depistate cu diabet zaharat de tip 2 au din păcate deja complicațiile cronice prezente în momentul în care noi stabilim diagnosticul.
La persoanele deja diagnosticate cu diabet zaharat, prevenția neuropatiei diabetice constă în controlul foarte strict al factorilor de risc care pot să ducă la apariția acestei complicații. Și dintre acești factori de risc se distinge clar controlul glicemic. Din nou subliniez acest lucru. Este esențial să încercăm să atingem cât mai precoce și să menținem un control glicemic bun pe toată durata de evoluție a diabetului zaharat. Un stil de viață sănătos este de asemenea crucial pentru prevenirea neuropatiei diabetice. Fumatul, consumul de alcool se disting din nou ca fiind factor de risc redutabil în apariția și de asemenea în progresia neuropatiei diabetice. La persoanele cu diabet zaharat de tip 2, instalarea neuropatiei diabetice este de asemenea influențată de o serie de factori de risc, haideți să-i spunem, metabolici, cum ar fi obezitatea, dislipidemia, hipertensiunea arterială și din nou este important să avem în vedere și acești factori și să încercăm să îi controlăm. În cazul neuropatiei diabetice, care sunt opțiunile de tratament care există în momentul de față pentru pacienți? Aș vrea să subliniez faptul că neuropatia diabetică fiind, iată, o complicație cu multiple fețe, cu multiple manifestări, nu ar trebui văzută neapărat ca o boală singulară, care presupune o singură formă de tratament, ci mai degrabă ar trebui să o privim ca o complicație care necesită o îngrijire integrată. Ei bine, în acest context aș dori să menționez importanța acelor echipe multidisciplinare de care avem o nevoie stringentă pentru a oferi pacienților noștri o îngrijire corectă, o îngrijire integrată și adaptată nevoilor fiecăruia dintre ei. Există mai multe direcții terapeutice, să spunem, prin care putem interveni, iar dintre aceste direcții se disting trei piloni importanți în managementul neuropatiei diabetice. Aș începe din nou cu controlul factorilor de risc și din nou cu un accent pe controlul glicemic optim și precoce. Urmează apoi intervenții terapeutice care pot să ducă la înlăturarea sau la blocarea cauzelor care au dus la apariția neuropatiei diabetice. Noi le numim terapii patogenetice și nu în ultimul rând există medicație pentru formele dureroase de neuropatie diabetică. Aș vrea să amintesc de asemenea o serie de terapii nefarmacologice care pot să fie aplicate, cum ar fi acupunctura, electroterapia. În formele dureroase foarte importantă este și consilierea psihologică. Da, un interviu foarte interesant. Puteți să-l urmăriți în totalitate pe site-ul 360medical.ro. Am auzit-o pe doamna doctor Inceu vorbind despre una dintre marile provocări în cazul diabetului, faptul că mult timp nu doare, este o boală mult timp silențioasă, se diagnostichează de foarte multe ori târziu, am discutat despre acest lucru. Vă propun să mergem într-o foarte scurtă pauză, revenim la discuțiile din platou și la invitații mei care sunt în legătură video directă în doar câteva minute. Am revenit în direct și continuăm să discutăm despre una dintre cele mai importante, dacă vreți, afecțiuni de care suferă 1 din 10 români și anume diabetul. Discutăm și despre complicațiile acestei boli. În continuare, în legătură video, alături de noi, doamna dr. Paula Pavel, medic primar chirurgie generală la Spitalul Militar de Urgență din Cluj-Napoca și domnul dr. Bogdan Florea, medic primar în neurologie. Am urmărit înainte de pauza de publicitate un interviu realizat de colegii de la 360medical.ro cu doamna dr. Inceu, vorbind despre una dintre marile provocări în cazul diabetului, faptul că mult timp nu doare, că este o boală mult timp silențioasă, se diagnostichează de multe ori târziu. V-aș întreba pe dumneavoastră, domnule Florea, există și în cazul complicațiilor diabetului astfel de forme, cum ar fi tipuri de neuropatie diabetică, care nu sunt simțite de pacienți? Există și, din păcate, asta e și marea provocare, pentru că vezi oameni aparent în plină stare de sănătate,
îmbujorați și înalți și cu masă musculară nemaipomenită, deci nici gând de a bănui vreo complicație. Pe lângă afectarea sistemului nervos periferic somatic, există încă o componentă importantă a sistemului nervos autonom. Se mai spune vegetativ, termen pe care eu îl evit. Organele noastre interne sunt și ele inervate de terminații nervoase. Sigur că ele nu sunt în pragul conștiinței, dar sunt acolo. Și nu există niciun motiv pentru care aceste fibre autonome să nu fie afectate din cauza diabetului. Și vorbim de o polineuropatie cu afectare de fibre autonome și uneori de fibre subțiri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că inima, care are în mod normal o inervație păstrată bine, este afectată în sensul scăderii componentei parasimpatice și rămâne cumva decompensată doar pe componenta simpatică. Înseamnă că aceste persoane pot să aibă oscilații ale tensiunii arteriale, pot avea aritmii cardiace și chiar ischemie silențioasă. Oameni care fac infarct miocardic, infarct care de obicei doare, pe ei nu-i doare. Trebuie să fie atenți să nu braveze cu efortul fizic, să fie extrem de atenți la intoleranța la efort. Pe sistemul gastrointestinal sunt persoane care au oscilații între scaune moi, diareice sau și perioade de constipație, o senzație de sațietate precoce, oameni care mănâncă puțin și dintr-o dată se plâng că nu mai pot mânca. Ăsta e un semn important. Pe aparatul genito-urinar, cea mai frecventă este vezica urinară neurogenă, nevoia imperioasă de a merge la toaletă și alte complicații. Cutanat sudomotor, aici aceste persoane fie transpiră foarte abundent, fie din contră au anhidroză, nu transpiră și suportă foarte greu căldura. La nivel pupilar a fibrilor mici, o mare dificultate în adaptarea de la lumină la întuneric. Și aici în cabinet noi punem deseori întrebarea dacă noaptea e un chin să conducă oamenii. După ce trec farurile mașinii din sens contrar, dacă sunt 3, 4, 5 secunde de dificultate de a vedea în fața ochilor. Și mai este o componentă centrală integrativă, se spune când creierul nostru nu este în stare să identifice variațiile mari ale glicemiei și mai ales hipoglicemia. Pentru sistemul nervos central, spre deosebire de periferic, mai păcătoasă, mai periculoasă este hipoglicemia, nu hiperglicemia. Aceste 6 exemple pe care le-am dat sunt sub umbrela afectării autonome și sunt foarte importante și cred că fac diferența între valorile mari de prevalență foarte diferite în zone din țară sau în zone din lume. Deci, practic, noi știm că aproximativ jumătate din pacienții, dintre persoanele cu diabet, au o formă sau alta de polineuropatie diabetică. În Statele Unite nu e 50%, că e 73%. Nu că sunt mai mulți, ci că numără mai bine, incluzând și aceste valori modificate pe componenta autonomă. Am înțeles. Doamna doctor Paula Pavel, am văzut că riscurile de complicații ale diabetului sunt cât se poate de serioase, iar uneori consecințele pot fi dramatice. V-aș întreba câți dintre pacienții cu diabet dezvoltă ulcerații și care ar fi consecințele acestora? Da, deci din păcate leziunile la nivelul piciorului reprezintă complicația cea mai nefastă asupra persoanelor care au diabet zaharat, deoarece impun costuri deosebit de mari din punct de vedere a sistemelor publice de sănătate. În timpul vieții, între 19 până la 34% dintre persoanele cu diabet zaharat pot dezvolta o leziune ulcerativă la nivelul piciorului. Această leziune ulcerativă poate fi descoperită tardiv de către medic și de către pacient, deoarece nu doare, cum zicea și domnul doctor anterior, deci avem acea scădere a sensibilității dureroase la nivelul piciorului. Pacientul duce cu el o leziune ulcerativă până în momentul în care apare durerea. Deja în momentul în care apare durerea la un pacient diabetic cu neuropatie este un mare semnal de alarmă, deoarece înseamnă că a apărut o infecție
care este deja împrăștiată la nivelul piciorului. De multe ori familia sesizează apariția unor probleme la nivelul piciorului din cauza suprainfectării. Emană un miros neplăcut sau pătează încălțămintea, pătează șosetele, așternuturile. Dacă se ajunge la vindecarea acelei leziuni ulcerative, din păcate, riscul de apare, deci riscul de recurență după vindecarea leziunilor ulcerative este de 40% în decurs de un an de la vindecarea ulcerului sau de 60% risc de recurență în 3 ani și 65% până la 5 ani. Tot din cauza acestei neuropatii diabetice și mai ales consecința neuropatiei vegetative, este riscul de a dezvolta la piciorul diabetic acea patologie numită osteoartropatie Charcot, care din păcate este extrem, extrem de păcătoasă, deoarece nu este recunoscută în fazele inițiale dezvoltare a bolii și care poate produce dezastre la nivelul piciorului cu deformări extrem de marcate de statică plantară, cu apariția de leziuni ulcerative la nivel de mediu picior care sunt extrem de dificil de tratat și cu o rată foarte mare de amputare. Frecvența acestei patologii variază între 0,1 până la 8% din totalul pacienților și pentru diagnostic ar fi simplu doar să ne gândim că în cadrul diabetului apare această patologie și atunci, bineînțeles că și tratamentul acestei ar fi instituit precoce și cu rezultate mult mai bune. Iarăși o altă problemă a leziunilor ulcerative la nivelul piciorului este infecția. Infecția determină apariția unei leziuni a piciorului. Infecția este o consecință a unei leziuni ulcerative. Și din păcate, infecția se poate suprapune până la 60% dintre pacienți care au astfel de leziuni. O altă problemă extrem de spinoasă, mai ales în momentul actual. Vă rog, mai avem doar un minut la dispoziție, doamna Pavel. Da, deci este prezența bolii arteriale periferice care poate apărea la jumătate dintre pacienți. Toate leziunile piciorului diabetic sunt obligatorii de a fi tratate în cadrul unei echipe multidisciplinare. Medicul chirurg se ocupă de intervenția chirurgicală propriu-zis a leziunii. Medicul vascular sau radiolog intervenționist se ocupă de tratamentul bolii arteriale periferice, medicul neurolog se ocupă de tratamentul neuropatiei diabetice, iar diabetologul esențial de echilibrarea valorilor glicemice. Și să nu uităm de pacient. Deci pacientul trebuie să fie parte a acestei echipe. Fără ajutorul lui nu avem nicio șansă de reușită. Absolut. Vă mulțumesc foarte mult, doamna dr. Paula Pavel. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule dr. Bogdan Florea, pentru prezența în emisiune. Mai mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate, după care tragem concluziile cu medicul Nicolae Fotin în platou alături de mine. Imediat. Am revenit în direct pentru concluzii. Medicul Nicolae Fotin este în platou alături de mine. Domnule doctor, diabetul și complicațiile sale, ce ar mai fi de completat la ceea ce deja ne-au spus doamna dr. Pavel și domnul dr. Florea? Ar fi de completat că pentru a nu ajunge să discutăm în viața personală de astfel de complicații, este importantă prevenția. Dacă vorbim din perspectiva prevenției, diabetul zaharat tip 1, sigur nu putem influența instalarea acestuia, dar pentru diabetul zaharat tip 2, așa cum am văzut, există o serie de factori care contribuie la declanșarea acestui tip de diabet. Prin urmare, pe acești factori putem lucra și putem lucra din perioada copilăriei. Este importantă modalitatea în care, de exemplu, copiilor le creăm obiceiurile alimentare, care trebuie să aibă legătură cu prevenția obezității și secundar cu instalarea diabetului de tip 2. Dacă vorbim deja de boală instalată,
trebuie să abordăm din perspectiva prevenției instalării complicațiilor acesteia. Controlul glicemic bun, așa cum am văzut la specialiști că ne-au comunicat acest aspect, deci glicemia ținută sub control, un stil de viață sănătos, monitorizarea sensibilității, mai ales a membrelor inferioare, poate identifica de vreme neuropatia diabetică. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ne revedem săptămâna viitoare cu noi subiecte și noi invitați. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. Toc B1 cu Irina Petraru la 14 fix. Pe curând!